asta e. Bună ziua! Într-o zi minunată de iarnă, cu soare, într-un spațiu sacru, ne-am întâlnit astăzi, ne-am adunat pentru a celebra 165 de ani de la un eveniment istoric care a marcat poporul român, unirea principatelor române, și de aceea permiteți-mi să vă salut pe toți, preacucernici părinți, distinse domnule prefect Lucian Bogdanel, distinse domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, distinsă doamnă inspector școlar general, dragi colegi primari din localitățile învecinate, distinse domnule general Vasile Apostol, respectabil domn director ai instituțiilor de învățământ ale Ministerului Justiției din orașul Târgu Ocna, bine ați venit, dragi elevi, iată o zi minunată, istorică, la Târgu Ocna a doua ediție, și această de a doua ediție nu putea fi făcută decât cu sprijinul unui om care a pus suflet, domnul Mihalache. Este un om, vă rog, vă invit aici alături de mine, Victor Mihalache, un om din Muntenia, care dorește ca în această zi să unească Muntenia și cu Moldova și Târgu Ocna, în semn de mare respect pentru cel care a fost omul politic, omul istoric, Costache Negri, om care, prin puterea și prin dăruirea sa, a făcut ca noi astăzi să fim aici cu toții, uniți, într-o singură inimă. Vă mulțumesc și permiteți-mi să deschidem manifestarea cu imnul României și apoi să continue tot ceea ce este pregătit. Vă mulțumesc!
Mariei, să zicem ție Hristoase, Dumnezeul nostru, într-o miroase bună mireasmă duhovnicească pe care, primind-o într-o jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Aleluia, 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 aleluia. Cerace prin adâncul înțelepciune, cu iubirea de oameni toate le chivenisești. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor tăi. Că spre tine nădejdea și-a pus spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine Sicilimon te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu neluntită a credincioșilor mântuire. Omenește-i, Doamne, sufletele robilor tăi. Odihnește-i, Doamne, sufletele robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Eroi, ostași, luptători români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, a robilor lui Dumnezeu, făuitorii unirii principatelor de la 1859 și a celui care îndeosebi face împomenirea azi, Costache Negri Patriotul, cu tot neamului cel adormit, și pentru ca să-i se ierte lui și lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește-i, Doamne, miluiește-i, Doamne, miluiește-i. La Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde toți dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. În sus, Doamne, odihnește și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile și a robului tău, Costache Negri, patriotul, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să fie. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață.
toate timpurile, din toate locurile, a robilor Dumnezeu, furitorii mari uniri, și a adormitului rob Dumnezeu, Costache, Negri, Patriotul, cu tot neamul ce l-a dormit. Hristoase Dumnezeu nostru, ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui tău fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinților, întrește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici susținut, ci viață fără nesfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăită întrupare și pătimirea Ta de bunăvoie a unei născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința. Și după cruce învierea, auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă. Iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martor ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei. Iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartărilor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere noastre a Sfinților Mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, ca acești viteji ostași, purtători de brință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru această dreptură judecător, dăruiește-ne în schimb cununa dreptății. Iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne Dumnezeule pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredincios popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Măriților, întâlnodaților apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, protători părinții noștri, ale Sfântului Dreptului Lazar, înviat a patrăs, morșile tuturor sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, eroi neamului românesc, a robilor săi, furitori unirii principatelor, și a robului tău, Costache, Negri, Patriotul, cu tot neamul și-l adormit, în corturile dreptilor să reașeze, slavram să le odihnească, cu dreptul să le numere, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun de oameni iubitor. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, și a robului Tău, Costache, Negri, Patriotul, cu tot neamul lor, cel adormit și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Oh,
dăruiască și ne mântuiască ca un bun de oameni viitor. Astăzi a început aici, la mormântul marelui om politic Costache Negri, apoi ne vom deplasa transmițând și ducând cu mare respect acest drapel de 120 de metri pe toată lungimea orașului aproape, până în centru, în piațeta primăriei, și acolo vom avea și un moment artistic, dar să dăm însemnătate istorică acestui act, îl invit pe domnul general Vasile Jenica Apostol să ne transmită câteva gânduri. Să mă deranjez. Onorată asistență, sunt profund emoționat și onorat că am posibilitatea să particip la o asemenea activitate de un patriotism ieșit din comun, mai ales în ultima perioadă de timp. Aș vrea să încep, eu aș putea să vorbesc 2-3 zile despre Costache Negri și nu vreau să exagerez, dar promit că voi vorbi foarte puțin. În primul rând, dați-mi voie să arăt această fotografie și să vă spun că, în opinia mea, ar trebui să se găsească în locuința fiecărui cetățean de pe aceste plaiuri, în semn de respect, așa cum transilvănenii țineau în odaia curată istoria românilor scrisă de Nicolae Iorga. Ne-a făcut onoarea să-și aleagă locul de veci în această zonă și noi trebuie să fim mândri pentru asta. Motivele au fost multe. Vreau să spun încă o dată, Costache Negri este una dintre cele mai importante personalități românești în secolul XIX. Au fost multe personalități, dar el, ca să-i spun așa, a fost omul care niciodată n-a ieșit în față prin vorbe, ci l-au scos la suprafață faptele sale mărețe. A avut foarte multe calități și nu pot, o să vă spun și una, să vă descrețesc frunțile. În primul rând că a fost demn. A fost demn întotdeauna în întreaga lui carieră, nu s-a înclinat în fața nimănui, mai ales în fața străinătății. Dacă citim documentul întocmit la Iași de unioniști, unde se solicita să fie adus în țară, în Moldova și în țară românească, un domn străin, Costache Negri, din toți cei 19 care au semnat, sub semnătura lui a spus, cu excepția punctului 1, fără domn străin. Iată un exemplu de demnitate. Un altul mai de familie, să-i zic. El a fost, a vrut să îl înfieze pe el Costache Conachi, unul din cei mai mari boieri ai Moldovei, pentru că s-a căsătorit cu mama lui Negri. Și a avut, i-a promis lui Negri că îi dă întreaga avere, era cel mai bogat boier din Moldova, dacă își schimbă numele din Negri, de la tatăl său, în Conachi. Cu demnitate a refuzat. A refuzat să-și facă alte, să zic așa, ambiții la care era predispus, era dirijat de către alții. Nu știm scopurile. Cert este că a avut și momente de profund, să zic așa, umanism. A fost și ironic. Vă dau un exemplu. Nu vreau să vă țin, sunt multe. Aici, știți că locuia aici vis-a-vis și primarul s-a dus la el în vizită pentru că avea foarte multe fructe produse de pomi aduși de el din Constantinopol. S-a dus primarul, s-a dus Negri cu un coș, nu știu dacă vă plictisesc, dar o spun până la capăt pe asta, s-a dus cu un coș de pere și alte fructe, el a oferit. Primarul țanțoș, nu e nicio aluzie la Cristi, primarul foarte țanțoș i-a spus, o să trimit paznicul să le ia de la dumneavoastră. Negri a tăiat-o pe scurtătură, primarul e pe acolo, chiar e o bifurcație, a venit pe scurtătură la paznic și i-a spus, i-am adus eu ca să nu te mai obosești. Eu nu știu ce a înțeles primarul de atunci, din gestul lui Negri, dar avea ce să înțeleagă dacă avea ceea ce trebuia să aibă în cap. Vreau să spun că acum, în aceste momente, se împlinesc
165, nu? De ani, exact în la această oră chiar, era la Varna, trimis după ce era, după ce fusese ales Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, el a trecut Dunărea pe gheață, după ce s-a oprit prin București și a convins pe bucureșteni, puțină lume știe că el a convins bucureștenii să îl aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza. El a convins și de la Varna îi dădea telegramă lui Cuza exact pe data de 23 decembrie și îi spunea că au ajuns sănătoși până la Varna. El s-a ocupat de primirea lui Cuza la Sultan. A fost primul domn din principatele române, Alexandru Ioan Cuza, datorită prestanței, prestigiului și puterii de convingere a lui Negri, primul domn, așa cum spuneam, domnitor era Cuza de acum, care nu s-a mai supus regulilor umilitoare. Și pentru cei care nu știu, să știe că domnitorii, domnii noștri când se duceau, erau îmbrăcați când se prezentau la Sultan în ținută de soldat turc, trebuia să sărute papucii sultanului care îi primea tolănit acolo, trebuia să facă, nu știu cum să facă astea, mătănii în fața tuturor demnitarilor. Iar datorită lui Negri, Cuza a fost primit într-adevăr ca un de la egal la egal. A fost 3 zile primit, a fost singurul domnitor din principate, primul de fapt, care a fost primit așa cu asemenea onoruri, a discutat direct cu sultanul, s-a întâlnit, a produs o impresie extraordinară. Și unii spun colonelul Alexandru Ioan Cuza, e adevărat, dar vreau să vă spun totuși că acolo a mers în uniformă de general de divizie și s-a întreținut cu sultanul, în afara discuțiilor oficiale, unde era obligat să vorbească în limba turcă, a vorbit într-o franceză ireproșabilă pe care o știa și sultanul. A făcut o impresie extraordinară. Negri n-a vrut niciodată onoruri pentru el. A pus întotdeauna interesele țării mai presus decât interesele personale. Și avea asta, ca să zic așa, în genă. Vă mai dau două exemple, poate vă enervez. A avut un strămoș care a fost decapitat de Ștefan cel Mare, că atunci când pleca în campanie împotriva lui Radu cel Frumos, i-a spus lui Ștefan cel Mare, de ce mergem noi să-i omorâm pe frații noștri? Și l-au decapitat. A mai avut încă unul care s-a aliat cu Mihai Viteazu când a venit Mihai Viteazu la 1600 și când a venit înapoi Eremia Movilă, i-a tăiat capul. Deci avea asemenea înaintași. Sunt multe de spus, sunt onorat că sunt aici, întotdeauna vin și mă înclin cu venerație în fața unei asemenea personalități care va dăinui în istoria noastră și peste veacuri de acum încolo. Vă mulțumesc că m-ați suportat. Justiție, domnule Mihalache, cu participantul și cel care anul trecut ați venit cu acest simbol, acest drapel la Târgu Ocna și iată că astăzi ați reușit, după o acțiune de dimineață în altă localitate, vă mulțumim că ați revenit la Târgu Ocna. Eu vă mulțumesc și iată că împreună am reușit să aducem soarele, să facem această zi una de primăvară, o zi de iarnă făcută de primăvară. Dați-mi voie să facem o micuță regie. Îi rog pe toți copiii și pe cei de la fâșia roșie de tricolor să se întoarcă cu fața către mănăstire și să punem fâșia roșie pe umeri, așa, da? Ia, haideți să vă văd, pentru că așa e normal la... Un lăcaș de cult trebuie să avem grijă să fim cu fața la el. Că spunea un tânăr mai devreme că se simte ca la Champions League ducând drapelul. E foarte bine spus. Așa, și o să-i rog pe tinerii cu galben un pic mai sus, iar pe cei cu albastru sus de tot, ca să vedem tricolorul în adevărata splendoare. Iată ce se întâmplă. Și dacă vă rog să facem și valuri cu el, că tot ați rostit despre stadion, iată, tricolorul românesc se așează aici așa cum se cuvine. Trebuie să vă spun că de câteva zile a venit din Finlanda. Pe 1 decembrie 2023 a fost așternut pe un lac înghețat din Laponia. Așadar, iată-l plecat și peste hotare, iar anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să ajungem la Roma, la columna lui Traian cu această acțiune.
Și dați-mi voie, domnule prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnule general, să aduc o parte din echipa ce a sosit aici. Spre exemplu, de la Mal de Mare, de la Țărm de Mare, au venit două distinse doamne și președintele Asociației Coregrafilor din România și a directorilor artistici. Poftiți aici să vă vadă toți prietenii noștri. Au venit de asemenea de la Padina din județul Buzău, grupul de tradiții Macoveiul, atenție, condus chiar de primarul localității, care cântă, este un primar artist. De la Piatra Neamț au venit reprezentanții Asociației Culturale Star, de asemenea coorganizator al acestei manifestări complexe. Vă rog să poftiți cu toții, pentru ca împreună, sigur, spectacolul va fi în piațeta primăriei, dar aici, împreună cu Sfinții Părinți, o să vă rog să mai ridicăm o rugăciune către Dumnezeu. Doamne, ocrotește-i pe români, indiferent de vreme, de vremuri, haideți să spunem cu toții această rugăciune. Poftiți, Padina, veniți aici aproape, Roxana Globotaru cântă Doamne, ocrotește-i pe români. Și vă rog și pe domniile voastre să cântăm aceasta. Vedem steagul bălurind. Dați-mi voie ca împreună să rostim alte câteva gânduri patriotice. Să mă ajutați și de aici, de la mormântul Marelui Patriot. Zilele trecute am fost la moșia domniei sale de la Mânjina, am fost și pe la Moșion Roată, pe la câmpuri în județul Vrancea. Vrem ca acest traseu să fie din ce în ce mai lung, de la un an la altul. Așadar, ca un izvor de doină românească și cu tricolorul sus, haideți să pornim la acest nou drum. Cântăm câteva piese patriotice cunoscute de tot românul.
să mai vedem unduirea tricolorului și ne pregătim pentru plecare. Pentru că indiferent unde s-ar afla românii, acasă sau plecați la mii de kilometri, tocmai pentru a face un trai mai bun celor rămași acasă, fiecare poartă în suflet aceste melodii, cărora acum, aici, în acest loc senzațional, vreau să le dăm chiar glas. Poftiți, Asociația Star, poftiți aici alături de noi. Cântăm împreună, da? Mai aproape de hotare
sprijinit, iată ce înseamnă unire. Ne vom pregăti acum să plecăm către centrul orașului. Am văzut doar în imagini până acum o piațetă a primăriei senzațională. Abia aștept să o văd și eu cu ochii mei. Ne pregătim așadar să străbatem orașul cu acest tricolor uriaș. Vă mulțumim că sunteți aici și ne întâlnim cu toții din nou. Așa, pornim! Să înconjurăm piațeta.
statuii lui Costache Negri, să facem fără unirii cu acest tricolor uriaș ce străbate România. Priviți ce imagine absolut senzațională. Și apoi drapelul va fi arborat pe primărie, așteaptă acolo colegii, așadar în câteva clipe vom avea tricolorul pe primăria din Târgu Ocna. Așadar, stimați gazde, stimați invitați, haideți de acolo să ne prindem în fora Unirii și cu invitații din țară și să înconjurăm statuia lui Costache Negri. Poftiți și toți cetățenii ce au avut bunăvoința ca astăzi din pofida frigului să iasă din case. Haideți aici, vă așteptăm în fruntea tuturor. Poftiți. Domnule prefect, domnule vicepreședinte, poftiți și ceilalți invitați. Haideți să ne prindem în tradiționala Horă a Unirii. Thank you.
colorul este arborat, puteți face mii de fotografii, să umplem internetul cu fotografiile de aici și cu această imagine absolut superbă. Și pe măsură ce se strânge tricolorul, puteți să veniți încoace să participați la un spectacol extraordinar. Domnule primar, onorați invitați, vă poftim aici, vă poftim pe domniile voastre, cei care ați purtat tricolorul pe brațe, să veniți aici în față, să urmăriți și primele discursuri ale oficialităților, dar și spectacolul ce va urma. Așadar, vă așteptăm aici să admirați această imagine absolut superbisimă a tricolorului arborat pe primărie. Deci vă așteptăm aici, domnule primar, dumneavoastră veți fi din acest moment gazda evenimentului Unirea face puterea, tricolor călător, ediția 5-a. Eu încă o dată mulțumesc, distinse domnule Victor, că ați ajuns la Târgu Ocna, distinse domnule prefect. Iată că mulțime de oameni la Târgu Ocna petrec românește și această horă care am reușit să o facem aici, cu toții, alături de tricolor, alături de târgocneni, alături de turiști, alături de toți cei oameni minunați care au ales astăzi să vină în Târgu Ocna și vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, în primul rând, celor care au venit de la distanță, mulțumesc elevilor, mulțumesc profesorilor, mulțumesc conducerii Inspectoratului Școlar General și unităților școlare, mulțumesc dumneavoastră care ați venit aici în piațetă și faptul că vremea se lasă cu temperaturi scăzute. Eu cred că cel mai frumos ar fi să grăiască cei de la Centrul Cultural Ion Talianu, să ne încânte cu câteva melodii și să plecăm cu toții încărcați cu o zi de patriotism, de frumos, de istorie, de amintire. Unirea face popor. Yeah.
în istoria națională a României. 24 ianuarie 1859 este o dată memorabilă în istoria națională. Vine fixată în memoria colectivă drept Ziua Unirii Principatelor Românești sau Mica Unire. Marea Unire realizându-se mult mai târziu, pe 1 decembrie 1918. Este unul dintre momentele de grație rare în istoria unei națiuni, atunci când voința poporului și calitățile oamenilor politici, dedicați idealurilor naționale, au învins calculele politice minore. După mai mulți ani în care pașii spre îndeplinirea acestui ideal au fost mărunțiți de către marile puteri ale Europei, unirea a devenit realitate. La mijlocul secolului al XIX-lea, soarta românilor stătea în mâinile Imperiului Rus și ale Imperiului Otoman. După încheierea războiului din Crimea dintre 1853 și 1856, atunci în Rusia a fost înfrântă de către marile puteri ale Franței, Marii Britanii, Italiei și Imperiului Otoman, România a avut unica șansă de a se putea reîntregi într-un singur stat. Liderul comuniștilor moldoveni, Alexandru Iahud, a fost ales ca domnitor al Moldovei pe data de 5 ianuarie 1859 la Iași cu unanimitatea celor prezenți, 48 la număr. Într-o ședință secretă a deputatului Vasile Boierescu s-a decis investirea ca domn al țării românești a colonelului Alexandru Iahud, astfel împărtuindu-se Mica Unire de la 1859. Printre personalitățile vremii care au avut un aport deosebit la realizarea misiunii s-au numărat Mihai Cogălnicianu, Alep Curso, Vasile Alexandri, Mitropolitul Moldovei Sofronie Niclescu, dar să nu-l uităm și pe Costache Negri, care a fost trimis în 1859 la Constantinopol ca reprezentant al Principatelor Unite și care a fost omul numărul 1 realizarea relațiilor politice și externe dintre România modernă și Imperiul Otoman. Alexandru Iahud a adus un alt program de modernizare a țării, transformând România de atunci într-un stat modern. Pe parcursul domniei sale dintre 1859 și 1866, Alexandru Iahud a adus un amplu progres de modernizare a țării prin mai multe reforme. Deoarece marele patriot Costache Negri, unul dintre făuritorii Micii Uniri din 24 ianuarie 1859, și-a trăit ultimii ani ai vieții în orașul Târgu Ocna și este înmormântat în curtea bisericii Răducanu din orașul nostru, aș vrea să-mi povestesc câte ceva și despre viața lui. S-a născut în primăvara anului 1812 la Iași în familia boierului Petrache Negre, Agă și Asmarandei, născută Dorici. Acesta a avut 5 surori. A copilării la moșia Mânzina, la Iași, Focșani și Galați. A învățat în casa părintească și la curtea domnitorului Ioniță Sandu Sturda, mai apoi la Chișinău și Odesa. În 1832 este trimis la studii în Franța, Italia și Germania, întorcându-se în Moldova în 1837. În 1836 se va naște unica sa fică, Josephine, făcută cu o scriitoare franco-baltă. În 1839, aflat la Paris, acesta va întâlni pe Vasile Alexandru, cu care va lega o statornică și curată prietenie. Se va reîntoarce în Moldova la sfârșitul anului 1841. În a treia zi de Crăciun anului 1847, Costache Negri va ține un toast în memoria lui Ștefan cel Mare la Paris, unde va spune cuvintele: în visurile mele florite se arată viitorul României. Suntem milioane de români răzlețiți. De ce nu putem ajunge una mare și tare? Unirea, numai unirea, să trăiască dar unirea românilor. Anul revoluționar 1848 îl va prinde pe Costache Negri în Franța, unde se înscrie ca voluntar în gărzile revoluționare franceze și va prezenta tricolorul românesc guvernului provizoriu francez. Este interzis în
Moldova, alături cu un grup de exilați moldoveni, reușește să ajungă la Brașov, unde redactează principiile noastre pentru reformarea patriei. De acolo va pleca în Bucovina, unde va sprijini munca și propaganda Comitetului Revoluționar din Moldova. Pleacă la finalul anului 1948 în exilul în Franța. Pe parcursul domniei lui Grigore Ghica, acesta va îndeplini mai multe funcții. Președinte al judecătoriei Ținutului Comunului, părcălat de Comunii 1851-1853, ministru al Departamentului Lucrărilor Publice 1854-1856 și deputat în funcție în divanul al Foc al Moldovei între 1857 și 1865. Din cauza datoriilor contractate, este nevoit să vândă moșia de la Mâncina, rămasă moștenire după decesul tatălui său, și să-și cumpere moșia Cupenschi din Tisești, unde își va construi o casă care va rămâne în istorie cu numele de Castelul Negru. În următorii ani devine proprietar al moșiei Cupenschi din Tisești. În 1857 este ales la Galați deputat al divanului Iacob, alături de Alexandru Ioan Cuza. În final, adunarea electivă va alege ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza pe 24 ianuarie 1859. După abdicarea marelui domnitor al țărilor române, forțat fiind de către monstruoasa coaliție, Costache Negri se va retrage în mica sa casă din Tisești, unde se va ocupa cu grădinăritul. Pe 28 septembrie 1876, Negri, cel cu inima de aur, așa cum era denumit de către poetul George Sion, se va sfinge din viață în urma unei pneumonii. Pe 1 octombrie 1876, Costache Negri este înmormântat în curtea Bisericii Răducanu din orașul nostru. Cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la înfăptuirea acestei uniri, aș vrea să vă urez un călduros la mulți ani. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! Mulțumim, Cosmin!
și ne fălim, nu vedem țara. Și ne fălim, nu vedem țara. Într-adevăr, să ne iubim țara necondiționat și nu numai la sărbători să purtăm drapelul în suflet. O să vă fac și o invitație pentru mai târziu. Știu că e frig, dar eu zic că vom învinge frigul prin câteva jocuri populare, ca așa e la sărbătoare, dar mai târziu, după ora 20, vă dăm întâlnire la motelul Minerva, unde vom avea o seară a unirii sufletelor. Așadar, vă dăm întâlnire și acolo. O să vreau acum să oferim primăriei Târgu Ocna și domnului primar Cristian Aurelian Ciubotaru în semnele acestei a cincea ediții de manifestare doamna Denisa Stoian, președintele Asociației Culturale Star din Piatra Neamț, va face premierea, să zicem așa. Domnule primar, vă rugăm să primiți acest copac, semn al veșniciei și al rădăcinilor bine așezate în pământ. De asemenea, a trebuit să meargă, pentru că au treburi importante de rezolvat, treburi ale județului, bineînțeles, domnul prefect și imediat că am aici multe diplome, domnului vicepreședinte Gelu Ionuț Pamfil, vicepreședinte al Consiliului Județean, și pentru domnul prefect, imediat că așa e când avem prea multe, da, domnului prefect Lucian Bogdanel, lăsăm tot la domnul primar și această diplomă. Domnului administrator public Tiberiu Palade, cel care ne-a ajutat în toate aceste demersuri, de asemenea, vă rugăm, vă medaliem, sunteți numărul 1, după cum scrie acolo. Sigur că da. Așa, mai avem de oferit Centrului Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna, de asemenea, o medalie și această diplomă a tricolorului călător. Vă invităm să o primiți. Așa, pe domnul Neculai Drăgănuță, cel care practic ne-a unit cu Târgu Ocna, consilier local, l-am văzut pe aici, l-așteptăm să primească o diplomă și un trofeu din partea noastră. Și de așa, avem aici pentru Centrul Cultural, vă rugăm să primiți, așa, pentru Asociația de Tradiții Militare Românești, Regimentul 3 Artilerie 1877 din Bacău, iată de asemenea o medalie și o diplomă. Și primelor noastre gazde de astăzi, Sfintei Mănăstiri Buna Vestire, de asemenea o diplomă. Vă mulțumim!
îmbrățișăm. Sigur că da, vă rugăm să primiți din partea organizatorilor. Așa, domnul Neculai Drăgănuță, cred că nu ne-a auzit. Și pentru domnul prefect Lucian Bogdanel, o să lăsăm domnului primar. Așa, pentru domnul prefect, sigur că da. Ne bucurăm că păstrați toate aceste tradiții militare în cele mai bune condiții. Și o să îl invităm pe domnul Ovidiu Roșca, cel care este președintele Asociației Coregrafilor și Directorilor Artistici din România, să vă salute și să aducă darul artistic. Domnul Ovidiu Roșca, unde sunteți? Se fac multe fotografii. Am înțeles, nu este acum aici, o să le rog pe distinsele doamne să vină aici, să preia microfonul și să vă invite la joc. Până atunci avem un oaspete de seamă, avem oaspeți de seamă, domnul primar al comunei Padina, domnul Ionel Chiriță. Bine ați venit la Târgu Ocna, bine ați venit împreună cu ansamblu și cu oameni destoinici. Iată că Moldova și Muntenia este aici. Și nu putem decât să ne bucurăm și să apreciem faptul că într-o zi răcoroasă de iarnă ați găsit timp să ajungeți și la noi la Târgu Ocna. Vă mulțumim! Mulțumim pentru primire și așa cum îmi place de fiecare dată să spun că Dumnezeu ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit acest măret obiectiv al nostru și așa cum spunea acuza, drapelul tricolorul reprezintă trecutul, prezentul și viitorul acestei țări. Noi, fără neapărat să ne chinuim foarte mult, am încercat doar să mergem pe urmele strămoșilor noștri și iată că Dumnezeu ne-a ajutat să fim aici, să ne bucurăm împreună de așa mare realizare a înaintașilor noștri. Mulțumim, domnul primar, și vă așteptăm și vă spun atunci când veți trece spre mare, localitatea noastră vă va sta în care și suntem acolo, vă așteptăm. Domnilor primari, mi-ați ridicat mingea la plasă, atunci să vină grupul de tradiții Macoveiul și să deschidă spectacolul. Grupul de tradiții Macoveiul din Padina, județul Buzău. Thank you.
artă, prin muzică. A fost Buzăul, o să vină Constanța acum, vi l-am prezentat deja pe domnul Ovidiu Roșca, cel care are grijă de mișcarea culturală, artistică din țară. Domnul Ovidiu, vă ascultăm. Mulțumesc frumos, domnul Victor. Într-adevăr, venim din Constanța, venim pentru dumneavoastră pe partea artistică cu două interprete a cântecului popular românesc, una pe zona Moldova și una pe zona Dobrogea de Sud. Ele se numesc Virginia Cotocaro și Maria Panou. Vă dorim să aveți în dumneavoastră puterea unirii. De aceea am venit aici, de aceea zicem că suntem cu toții români. Aplaudă pentru vedele noastre și începem programul pe Dobrogea și Moldova. Mulțumesc, bine v-am găsit și la mulți ani tuturor România. Astăzi e un gând frumos de la Mal de Mare, dar și de pe țărmul Dunării, malul Dunării, pentru că eu m-am născut în județul Tulcea și locuiesc actualmente în județul Constanța, în localitatea Constanța. De la Dunăre la Mare primiți cântecul meu în dar, împreună cu toate urările de bine, de sănătate și la mulți ani. Cea cu floi, că e soare fără nori.
pastoral, două păreți, câine să devine strămoși. Tot mai vin, mai vin, mai vin, ca soarele pe senin. Tot mai vin, mai vin, mai vin, cu tot să ne veselim. Și bine v-am găsit. După colega mea cu tot mai lin, mai lin, mai lin, nouă moldovenilor nu prea ne place lin, nu-i așa? Mă ne place așa, mai repezite. Nu, ușor așa, ușor. Să dea drumul. Din fetele de tine
șai, diri, 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 dira. Și mă mai pasă lichine, jucăm să chiuim, șai, diri, 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 dira. Cu toți să ne meselim, șai, diri, 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 dira. Și ne joacă și pitrești, șai, diri, 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 dira. Viața mai ușor îi trești, șai, diri, 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 dira. acest oraș. Mulțumesc din suflet celor care ne-au invitat și vă doresc multă sănătate și pace și unire. La mulți ani! Într-adevăr, unire, am remarcat costumele populare absolut senzaționale și ca să încheiem în nota de unire, îi invit pe domnii primari de Târgu Ocna și de Padina
să fie primii acolo și vreau să mergem cu toții acolo să facem Hora Mare și cu, și cu gazdele noastre. Deci, domnii primari, să preia inițiativa, haideți, și cu grupul Macoveiul și cu invitații de la Constanța, Roxana Clopotalu, pentru că tocmai am fost în comuna Câmpuri, acasă la Moșii în Roată, avem o melodie dedicată lui Moșii în Roată și tuturor ionilor pozitiv din această lume. Haideți și dumneavoastră aproape să-i înconjurăm pe jurnaliști să facem Hora Mare. Roxana Clopotaru, poftiți! Și colegilor din presă, domnule primar, la final de acțiune, să le mulțumim tuturor participanților. Mulțumim încă o dată tuturor. O zi minunată aici la Târgu Ocna. Iată că întreaga România s-a reunit aici, cu toate provinciile, cu Constanța, cu Tulcea, cu Galați, cu Bacău, cu Iași și mulți, mulți alții. Vă mulțumesc frumos! Închidem manifestarea de astăzi, ediția a doua a Târgu Ocna, Tricolorul Călător. Mulțumesc domnul Victor Mihalache, mulțumesc domnului primar de la Comuna Padina, din județul Buzău, mulțumesc colegilor, mulțumesc tuturor celor care ați transmis acest eveniment și vă doresc ca să aveți încredere, bucurie și pace în suflete. Iar unirea națiunea a făcut-o. La mulți ani!